Fraților, bine v-am găsit la o nebunie, pot spune. Mai țineți minte anul trecut, în FIFA 20, cum am făcut noi carieră cu Ianis Hagi și l-am dus la Sevilla și nu mai țin minte dacă am apucat să câștigăm Europa League sau dacă nu. Ete, cam același lucru vreau să facem acum. Facem cu Mihailă, player carier. Aș aprecia dacă ați da, și vreau cu un like să strângem multe like-uri la acest video, la acest început de serie, dacă putem spune. Bun, trebuie să căutăm aici Italia. Bun, Italia, pac. Parma. Bă, cred că ne bag, adică mă gândesc că nu ar fi o problemă să nu ne bage. Nu, CSP, mă, cine este pe ăsta? Unde este? Stai, așa, trebuie să vedem România. Ia uite-l, Mihailă. Advance, bun. Yes, mă mai gândeam să mai fac și cu Drăgușin. Sincer, nu l-am văzut dacă e în FIFA, doar că probabil aș fi fost fundaș și cred că nu era atât de interesant să fac un fundaș, dacă știi să zic. Deci, enable legendary, 5 minute pe euro, deși nu prea o să mă intereseze enable. Sunt enable, dar oricum nu cred că o să jucăm. Da, nu o să putem să jucăm oricum în Europa League. Hai să nu băgăm din prima. Sau să băgăm din prima. Ia să vedem. O fi noi în Europa League? Dar nu cred că să ne cupăm în Europa League. Ia, random. Brighton, Galatasaray, CSKA. Am putea să lăsăm așa. Haideți că lăsăm așa, să avem și... să avem și Europa League. Sper să ne bage, adică nu au o echipă atât de bună cei de la Parma încât să nu ne bage. Facem o notă 6.0 sau mai bine. Să ne creăm 32 de șanse. Să marcăm... să facem 9 goluri. Și să avem vreo 71% pase complete. Bă, cred că putem. Cred. Nu sunt sigur, dar cred că putem. Dar e important este să ne bage. Avem meci cu Beşiktaş, dar asta este în aia internațională, nu? Play match. Bă, le-aș simula pe ăștia, sincer. Pe bune spun. Sărim peste ele, ce ziceți? Hai să sărim peste... stai că aici e home cup, am înțeles. Sărim peste ele mai bine. Egal. 2 la 1. O, s-au calificat, am înțeles. A, pierdut, am înțeles. Bun. Am sărit pe tele pentru că nu prea are rost să joci așa, oricum e competiția amicală. Nici măcar n-avem noi cariera cu Parma, să zici, ca și cum mai câștiga niște bani făcând niște transferuri. Că, naiba, nu are rost că suntem jucători acum. Te rog să jucăm? Play match, bun. Ne bagă. Așa, da. Jucăm aici cu Mihailă, cu Bologna, parcă fu, nu? Ba nu jucăm. Bă! De unde ne bagă? Ce-i customizat? A, să facem ăștia... Bă, firața e naiba. Nu ne bagă, bă. Simulăm, asta e. 3 la 1. Am înțeles. Da, n-am înțeles o chestie, ăștia la FIFA. De ce nu pot să facă să intri și ca rezervă? Sau s-a făcut acum pe 21? Dar nu știu dacă s-a făcut sau nu. Iar, bă, ce bulangii, bă, iar nu jucăm. Simulăm iarăși. Bă, dar ce cu formația asta? What? Aaaa, cu 2-0 pierd. Mamă, iar e chestia asta nașpa la FIFA, că nu te bagă. Bine, nu știu ce overe au ceilalți, dar nu cred că mă ceilalți mare overe. Iar nu suntem selectați. Am înțeles, o să fie berea. Mă, de ce joacă formația asta? What the fuck? 4-3-1-2. Cine mai joacă cu formația asta? 4-1-2-1-2. Ba nu, 4-3-1-2, da, că scrie acolo. Da, o să ne luăm pe coajă, vă zic, o fac pe orice. A, 1-1, mă mir, mă mir. Haideți, poate primim și noi ceva. Mama, cu Lazio, cred că ne bagă, da, că ne bagă cu Lazio dacă e ceva. Ne bagă ca lumea cu Lazio dacă e ceva. Eventual să mai faci și noi un overe în plus sau 2, pentru că cu siguranță nu o să ne bage dacă rămâne la 71. Se poate așa, cred, poate să se accidenteze cineva.
Da, cum spuneam. Simulăm și meciul ăsta. Fraților, am simulat jumătate de sezon și am ajuns la o concluzie. Cariera de jucător în FA 21 este stricată. Pur și simplu, este stricată. Adică am făcut 75 OVR. Omul de la Parma, antrenorul și nu-i neaba, pur și simplu, ăștia de la Parma, aleg o formație nu prea modernă, nu prea bună. Ne lasă pe noi pe bancă, n-am jucat absolut niciun meci în jumătate de sezon, n-am jucat absolut niciun meci. Chiar dacă se accidentau unii sau nu. Deci, nimic, bă, pur și simplu nimic, bă, nici nu, dar nu înțeleg de ce nu poți, bă, vorbi cu antrenorul să te bagi, mă, sau să-ți dea o șansă, vere. Nu știu, mi se pare o cea mai mare tâmpenie asta de la FIFA. Pe bune vă zic. Și, așa că, mă doare undeva în ea de Parma, request loan. Nu mai se poate. Deci nu mai se poate, pentru că n-ai cum vere. Lasă-o încolo, n-ai cum să nu joci deloc. În jumătate de an. Păi ce n-ai bani? Am făcut 75 overe, ești nebun. Uite, ai de tot la un list. Ok. Bun. Nice. Doar un neba de manager prost. Doamne, mi se pare că învețările au și demis. Uite-te, bă, și tu cu cine jucăm, bă, noi, cu cine... Ia. Numai că o să, nu? You have not been selected. Deci mă stră de câte ori vă zic chestia asta. Și haideți să vedeți. Aceeași formație mizerabilă cu aceeași echipă. Niciun jucător schimbat. Bă, sincer, mi se pare o porcărie. Pe bune, bă, chiar mi se pare o porcărie. Da, deci, din păcate, e stricată cariera. O să mergem undeva împrumutați. Sper să primim o ofertă. Că dacă nu, te stimulăm tot sezonul. Te rog să vină o ofertă, pe bune, te rog. Și cred că e o ofertă, în sfârșit. Să vedem. Loan offer, bun. De la Crotone. Stați un pic, Crotone în ce... dacă e tot în serie A, accept. Dacă e în serie B, nu accept. Cred că în serie A, nu? Adică... Crotone, da, ia o lui pe ultimul loc, Crotone, am înțeles. O accept, pe bune, chiar o accept, pentru că vreau neapărat să jucăm, numai cum ești nebun. Să stai așa, să nu joci nimic, n-ai cum. Un offer de la Crotone, 24.000 pe săptămână. Cât e la 1? Păi aici nu-mi zice cât stau. Acceptăm, dar... Bun. În sfârșit. Dacă nici să nu ne bagă, înseamnă că e ceva... E ceva nașpa. Nu cred. Tocmai cu Parma? Eu nu cred asta. A, lui domnule, bă, du-te cu ai de aici. Bă, bă, e stricat, jocul ăsta e stricat. Jocul ăsta este stricat. N-ai cum. În sfârșit. Doamne, în sfârșit, bă, nu mai puteam, bă. Deci pe bune mea puteam. E al 5-lea sau al 6-lea meci, cred că de... Îl simulai, bă, în sfârșit jucăm. Bine, al 5-lea, al 6-lea meci, îl simulai la ăștia. Doamne, bă, nu se poate, bă. Nu se poate, bă, chiar așa. O, suntem cu Drăguș în echipă, acolo să vă zic. Că suntem cu Drăguș în echipă. Aveți cea mai mare over din echipă, nice. Play us, Mihă. Sau control intim. Nu știu. Play controlling team mai bine, pentru că anul trecut ce s-a întâmplat când jucam doar cu Hagi era belea, când nu primeai nicio pasă și nu făceau absolut nimic dacă nu-i controlam eu. Bun, recuperăm aici, Marone, la Mihailă. Bine mă, Mihailă, ia uite acolo, ia uite ce pasă bună. La Drăguș, pe ăștia-i batem cu românii noștri. Bună asta, Santana, oleo Santana, cine mă Santana asta, că nici n-am auzit de el. Uși. Pentru Marone ăsta. Du-te, Mihailă, du-te, 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 du-te. Bravo. Te-ai dus, Mihailă. Mihailă în fața primului său gol. De ce se dus în interior? Joc handicapant. De ce? De ce ți nu-i drept? Ți nu-i doar drept. Nu mai pot.
Nu, bot, nu poate mă să ia. Uite-te și că nu apăs pe B să facă tackle și nu poate să ia pur și simplu mingea. Cred că dă fault. Mă jur, cred că dă fault. N-aș spune că acum sunt deștelea cam cea mai slabă echipă din Italia. Hai, Mihailă. Bun asta. La Drăguș. Hai, Drăguș, am încredere că îl faci, am încredere că îl faci. Aoleu, era Santana. Santanaule, pam! Mă, vei reușea cât au luat shooting? Cât au luat shooting ăștia? Te dui, chiar te dui încet, deci pe bune, vorbea de mă duce în sus, chiar te dui super încet. Hai, GG. Foș, mamă, ăsta e gol, îl presimt cum se duce, uite cum se duce. Ia uite cum se duce, viteza aia, Blanao. Viteza aia, Blanao. Drăguș, șutează, gol. Mihailă, pasează și Drăguș înscrie. Bine, tată! Pă, ce fază frumoasă! Avem și un asist aici, vreau să marcăm primul nostru gol. No, ne calmăm? Nu ne calmăm. Nu ne calmăm, că și-aș dau mingea. Ue, n-am, deci sunt foarte slabi acești jucători. Extraordinar de slabi sunt. Amă, nu cred asta. Nu cred că nu putu să ia mingea și că... Fai de capul de zilele mele. Oricum nu contează că nu o să rămână la echipa asta, ca să zici, bă, că mă interesează foarte mult dacă pierdem sau câștigăm. Chiar nu mă interesează absolut deloc la echipa asta și sincer nu mă interesează în general. Vreau să jucăm bine noi și să prindem un transfer bun eventual mai încolo. Hai să vedem. Ia uite. Ia uite cum am dus. Nu, tată, nu fu fault. Trăiască stie, nu fu fault. Doar că un pic îl împinsă vreo 2 metri. Coaie, da, am fundași paralizați, mă jur. Coaie, sunt paralizați. Ai scoasă pe Mihaela, nu? Nici nu mă mai joc. Tai, sigur o scoasă. Nici nu mă mai joc. Nu mă mai joc, să-mi bat piciu. Deci tu scoți pe singurul om care a făcut ceva pe acest teren. Nu mă mai joc, du-te în pui mei. Să așteptăm să vedem, poate ne mai bagă, dacă nu. Așteptăm până în vară, venim la Parma, cine știe, poate nu-l băga ea, dar... E super dubios, e super dubios. De meci cu Atalanta, poate ne bagă și acum? Nu spune când ne mai bagă. Nu ne mai bagă asistenți. Nu. Aoleu. Bă, bine să mă rog pe geam, mă jur. Coi, mă. Coi, îl bagă pe ăla de 70 overe, are minus 1. 70 overe, noi avem 75, avem 76. Cel mai mare overe din echipă. Suntem împrumutați. Când împrumuți pe cineva, îl împrumuți că face la tine în echipă. Nu ca să-l ții pe bancă. Oh! În sfârșit. Mai jucăm un meci. Aoleu, tată, nu se poate, bă, cu Spezia. Play controlling team, da, pentru că e mai bine așa. Iar am stat să dau 5 simulări ca să ne bage. Mi se pare o porcărie, chiar mi se pare super porcărie. Bună asta aici, Drăguș. Drăguș, draolo, Mihaela, te-a dus prost, bă. Te-a dus prost aici, bă. Bună asta, bine, bă, aici. Hai, Mustacio. Te-ai dus, Mihailă, te-ai dus, ca lumea, te-ai dus, ca lumea, ca lumea, sutează, mamă, ce ocazie, bă, are și ghinion, bă, are și ghinion, bună, bună, Mihailă, pu băgameș picioarele, în ce poate se devia pe acolo cineva și a intrat în poartă, că vreau neapărat să dau un gol cu el, offside, 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 nu fu offside asta. Ah, e greu, tata, e greu când... Bună asta, Mihailă! Mihailă! Gol, mă! Gol! Primul gol în Serie A! Bine, mă! Asta e! Te uite aici, la... Sincer, nu mă așteptam să fie Mihailă de acolo. Mi se păruse că rămăsese mai în spate. Dar marcăm aici, asta contează, bă, primul gol.
Avem în două meciuri un gol și o pasă de gol și ne-a scos. Nu mai, nu mai, bă, nu mai pot, eu nu mai pot, bă, nu mai pot, nu cred, nu cred. Nu cred. Nu știu, nu cred asta. Bă, Ferre, nu cred, pe bune, eu chiar nu cred ce se întâmplă. Uite, bă, cum a trecut asta. Aha, nu, mai, nu, nu pot să joc, deci nu pot să joc, pentru că joc degeaba. Jump to result. Cine bal scoți imediat după gol? Doamne, pupați ai tălpile, doamne. Măcar apucarea să jucă și noi două meciuri, asta contează. Măcar apucarea să jucăm două meciuri. Bă, dacă v-a plăcut, nu uitați să băiați și butonul de like. Știu că asta e și să duc la Parma să fie mai interesant oricum. Nu e mare lucru, adică Parma e pe 18, noi suntem pe 20, știți ce zic? Nu o să fie mare, wow, poate cine știe din sezonul următor o să fim în Liga a doua dacă o să cadă ăștia. Nice, ce pot să zic? Dar nu, dacă o să cadă Parma, eventual cel un transfer, pentru că n-am cum să joc în Liga a doua. N-are cum. Hai să strângem, bă, peste 30 de like-uri la acest episod, pentru că, bă, eu zic că este o idee super interesantă cu Mihail aici. Să-l ducem, bă. Știți unde mă, să-l ducem. Eu l-aș vedea, bă, ori la Juventus, ori la Napoli. Bă, la astea două echipe vreau să ne transferăm. Dacă nu, nu mă supăr dacă vine Barcelona sau Real. Ca să înțelegeți. Haideți, ne vedem data viitoare. Un gol și o pasă de gol în două meciuri e bine. Hai, ceau.